Vă reamintesc că soluția pentru consumatorul vulnerabil nu este doar să le dăm niște sume, niște ajutoare acestor oameni lunar, anual. Scopul nostru al tuturor ar fi să îi scoatem din această sărăcie energetică. Ori, asta înseamnă să ne uităm la consumatorul vulnerabil din mai multe perspective, pentru că atunci când ai o locuință neizolată, veche, bineînțeles că ai un consum ridicat pentru căldură și banii ăia pe care îi acordăm s-ar putea să fie insuficienți. Trebuie să ne uităm la starea de sănătate a omului, la vârstă, la calitatea locuinței, să folosim acele fonduri europene ca să izolăm energetic locuințele. 8 din 10 locuințe din România nu sunt eficiente din punct de vedere energetic și responsabilitatea nu stă la Ministerul Muncii, care face bine ce face, acordă aceste ajutoare. Trebuie să se implice Ministerul Energiei, trebuie să se implice ANRE-ul, care are deja în lege obligația de a elabora un plan de acțiune pentru combaterea sărăciei energetice. Eu asta vreau să spun, repet, noi vom vota pentru acest proiect de lege, dar această abordare este una păguboasă pentru noi toți și mai ales pentru cei care nu își permit să-și încălzească locuința în lunile de iarnă.